Vă mulțumesc pentru prezență. Am simțit nevoia să facem câteva precizări referitor la această săptămână în care am avut controle și verificări în serviciile sociale. A fost o săptămână plină. Am colaborat bine cu membrii acestor echipe. Poate e bine că se întâmplă așa ceva, pentru că poate un ochi din afară poate să atragă atenția vis-a-vis de unele mici neconcordanțe. S-au constatat în unele centre, zicem noi, lucruri care nu pun în pericol beneficiarii sau calitatea vieții în aceste centre, ci este vorba de probleme de infrastructură în general, nu de calitatea vieții beneficiarilor, nu de abuzuri, nu de neglijență, nu că n-ar fi hrăniți, nu că n-ar fi îmbrăcați, nu că nu s-ar ocupa colegii mei din centre, personal de specialitate de ei. Probabil vă interesează mai mult situația de la centrul Ion Holban. Da? La fel, vă spun că niciun membru al comisiei care a verificat acest centru nu a constatat situație de abuzuri, de neglijare, de lipsă hrană sau hrană insuficientă, de lipsă îmbrăcăminte, de educație, de activități care se desfășoară zi de zi cu acești copii în centre, de angajații noștri, colegii mei, sau de voluntari, sau de alte persoane, ONG-uri, asociații care intervin în colaborare cu noi pentru a le face viața mai frumoasă acestor copii. Și să pornim punctual de la ceea ce se întâmplă la Ion Holban. Ion Holban este un centru de tip clasic, funcționează într-o clădire tip internat școlar, cum erau pe vremuri internatele școlare. Acum 12 ani a beneficiat de o reabilitare cu fonduri guvernamentale, am câștigat un proiect, a fost reamenajat, recompartimentat. Înainte erau acele camere de către 10-12 beneficiari copii, cum erau în internate. Acum s-au recompartimentat, după aia s-au recompartimentat aceste spații și m-am ajuns la 3-4 copii într-o cameră cu grupuri sanitare separate pe fiecare cameră. Am zis noi că în acel moment standardele de calitate sunt îndeplinite. E adevărat că între timp România și-a asumat niște standarde de locuire mai înalte, poate mai înalte decât își permite la ora actuală. Și de aceea acest centru a fost propus spre a fi închis. Da? Este într-un proces de închidere. Avem o colaborare și o convenție cu Fundația HHC România. Pe acest plan de închidere presupune construirea unor căsuțe de tip familiar pentru acești copii. Ele sunt la ora actuală ridicate. Probabil în maxim 3 luni de zile vor deveni funcționale. Se construiesc la Dorobanți, la Tuțora și la Miroslava. Acești copii vor fi relocați în aceste locații. Zicem noi, le va asigura o calitate a vieții mult, mult mai bună decât în acest centru. Pe data de 4 iulie am fost... Mi s-a adus la cunoștință decizia de retragere a licenței de funcționare a acestui centru și am început chiar de-a doua zi să gândim acel plan de relocare a copiilor, care nu e un plan ușor de pus în aplicare. Trebuie să ținem cont de necesitățile fiecărui copil, de afecțiunile lor, de un plan de viitor al acestor copii, fiecare copil are o evaluare și un plan de viitor. Unii vor rămâne în sistem rezidențial, alții în plasament familial, alții în asistență maternală, unii vor fi reintegrați eventual în familie sau reintegrare socioprofesională.
Deci nu este ușor să pui în aplicare în câteva zile un plan de relocare a acestor copii. Acesta este motivul pentru care, să zicem, la ora actuală suntem în analiza acestui plan. L-am finalizat ieri, acest plan, în așa fel încât acum știm pentru fiecare copil unde va merge într-o perioadă destul de scurtă de timp, atât cât ne permite, să spunem, ne permit măsurile care le-am găsit pentru ei. Vor merge și în parte dintre ei în sistem rezidențial, parte dintre ei în asistență maternală, parte dintre ei în plasament familial. Da? Sperăm noi ca în cel mai scurt timp să aplicăm, să zicem, măsurile stabilite de această comisie. Ieri am primit un astfel de proces verbal de la colegii de la AJUPIS în care se propune activarea acestui plan. Se lasă ca măsură, nu se propune, se lasă ca măsură activarea acestui plan. Se pare că el va mai suferi modificări. Luni știm foarte clar la întâlnirea de la AJUPIS cu conducerea lor și cu inspecția socială ce măsuri clare vor trebui luate. Pentru noi este foarte clar că acest plan va fi de relocare, este în curs de implementare. În același timp trebuie să ținem cont și de acest plan de închidere. Vă spuneam că suntem în grafic cu planul de închidere care îl avem aprobat și maxim 3 luni de zile, eu sper și mai devreme, să putem să avem aceste căsuțe de tip familial funcționale. Am solicitat și sprijinul HHC-ului în sensul de a analiza posibilitatea de urgentare a lucrărilor de construit. Câți copii sunt în centrul de la Holban și cât? 62 de copii sunt în centrul de la Ion Călban, da? Pot fi cazați toți în acele... Nu. Păi nu, v-am spus că planul nostru de închidere... Da, planul nostru de închidere presupune 36 de copii pe cele, deci câte 12 copii pe o căsătorie familiar, iar pentru restul sunt aceste măsuri de plasament familial, reintegrare sau eventual asistență maternală, dacă nu... Ați spus că situația din respectivul centru nu pune în pericol calitatea vieții copiilor de acolo. Noi am primit niște imagini în care se vede mucegai chiar deasupra meselor, în sala de mese asta. Nu pune în pericol sănătatea copiilor sau oamenilor care trec prin încăpere? Sunt probleme care pot fi remediate ușor. În schimb, problema de ansamblu este a infrastructurii mari. Da. Asta e motivul pentru care, până la urmă, s-a ridicat licența, da? Aceste pete care spuneți dumneavoastră de mucegai, e o problemă rezolvabilă, nu e o problemă care, să spunem, ține de cheltuirea milioane de lei, care ar însemna reabilitarea întregii clădiri și a bucătăriei, nu știu, și a spălătoriei și a spațiilor de locuit. Și de ce nu s-a făcut, dacă tot e ușor rezolvabil această problemă? Adică sunt destul de mari, se vede că nu s-a apărut peste noapte. Poate ar fi bine să complet, să vă ajutăm cu directorul. Acea cantină era acolo, am moștenit acea infrastructură și inițial erau peste 300 și ceva de copii. Între timp am rămas cu 62 pentru că urmăm acest plan strategic pe care domnul director vi l-a povestit și în acest moment avem doar 62 de beneficiari. S-au făcut reabilitări ale spațiilor în care stau copiii, o curățenie generală în fiecare an. Petele în bucătărie apar pentru că acolo se gătește, se fac apă și se curăță. Mă scuzați, și haideți să o discutăm și pe aia dreaptă. De exemplu, acest calorifer, clar, adică nu putem vorbi de... Da, haideți să... Nu a fost întreținut, nu a fost curățat. Să nu ne ascundem după, adică... nu știu ce declarații. Sunt ceva. Tot ce mi-a arătat dumneavoastră și poate unele le știu, altele nu le știu, înseamnă sume, bani, da?
noi cam știm ce trebuie în fiecare centru, dar banii sunt alocați în funcție de cât sunt ei și nu prea sunt, da? Dumneavoastră știți că la ora actuală există din mai o ordonanță de urgență care ne impune reducerea cheltuielilor cu bunuri materiale și servicii cu 10%, da? Facem niște eforturi enorme ca să putem să asigurăm condiții cât de cât decente pentru beneficiarii noștri în condițiile astea de reducere a cheltuielilor, da? Nu pot să-mi permit să reduc cheltuieli din hrana copilor, din alocația de 22 de lei pe zi, un drept al copilor și de acolo nu pot să-mi permit să reduc. Nu pot să-mi permit din dreptul de echipare, din îmbrăcămintea copilor. Nu pot să-mi permit din dreptul de transport, educație și așa mai departe. Și numai de la aceste cheltuieli din bugetul nostru, care însemnau întreținerea spațiilor de locuit sau a spațiilor de bucătărie sau a spațiilor de depozitare și așa mai departe. Ce răspuns de acolo a primit de la CJ redus... când s-au solicitat bani? Ce răspuns a primit de la CJ când s-au solicitat bani? Spre camere, vă rugăm. Situația e informată. Deci noi, se știe. Okay. Deci noi facem o proiecție bugetară la finalul unui an pentru anul următor. Da? În această proiecție bugetară, normal, ca orice instituție, cerem și considerăm că este necesar pentru a ne desfășura activitatea, da? Ca orice buget și bugetul României este la fel întocmit. În funcție de sumele disponibile la nivelul ordonatorului principal de credit, da? Și după aia, când se aprobă bugetul, trebuie să ne reașezăm noi, să vedem la masă, să vedem ce priorități avem, unde putem banii, puținii bani care avem, să-i cheltuim eficient, în așa fel încât să, zicem, nu punem în pericol altceva. Da? Ați spus că ce s-a găsit sunt probleme minore care nu necesită sume mari. Mucegaiul, caloriferul, poate okay, fi vopsit. Astea sunt probleme, într-adevăr, ale noastre. Am să văd și eu cu șeful de centru de ce, cel puțin mucegaiul. Știu că aceste calorifere, știu că au solicitat centru să fie înlocuite, dar vă spuneam, fiind într-un proces de închidere, este ilogic să cheltuiesc bani când în 3 luni de zile acel centru va fi închis. Să știți că e o hotărâre a noastră, propria direcție, ca în toate centrele care au proces de închidere, plan de închidere, da? Să nu mai cheltuim bani pe astfel de lucruri. Da? Dumneavoastră ați luat masa într-o sală unde este... Dumneavoastră ați stat la masă într-o sală unde aveți mucegai exact deasupra mesei? Poate dacă mi s-ar explica de ce, poate da, aș sta. Poate. Nu știu. Cantina este dezafectată, o parte din ea, nu toată este funcțională, asta vreau să spun, pentru că numărul de beneficiari a scăzut. Cei 62 de copii într-un anumit spațiu al cantinei servesc masa, nu în toată cantina. Nu știu exact acum să vă spun unde au fost făcute acele fotografii. Sunt fețe de masă, coșuri de pâine, adică noi avem amenajată toată, dar nu este folosită toată cantina, pentru că nu mai avem 360 de copii în acel centru. Adică puteți spune dacă acolo efectiv au servit copiii masa? În acea cantină servesc masa. Dar dacă vă uitați pe mucegai, e un punct sau câteva puncte, o mână, două, nu e adevărat, este o pată foarte mare de mucegai. Vreau să vă spun și de spațiu, după câte sute de metri pătrați, o pată de două palme. Păi nu, dar e toată grinda, nu e de două palme. Pentru... E toată grinda, știm cu toții câte este o grindă. Pot să vă dau explicații pentru acest, nu știu dacă e infiltrație sau mucegai, nu știu, mai curând cred că ar fi infiltrație. Și știm lucrul ăsta pentru că acel acoperiș am încercat de foarte, foarte multe ori să îl reparăm, să îl reabilităm cu tot cu pod, cu tot cu ce înseamnă infrastructura cantinei. Nu au fost bani. Nu au fost bani. Deci, practic, anul acesta dumneavoastră nu ați investit acolo. Nu, și nu voi investi, vă spun clar. Ați precizat mai devreme că o parte dintre copiii aflați în acel centru se vor fi reintegrați în familie. Cum vă puteți asuma faptul că acești copii să fie integrați în familie, câtă vreme ei au fost scoși din familie, din motive cel puțin... Familia nu înseamnă numai mamă și tată.
Da? Spune tu, te rog. Încercăm la părinți, dacă se poate, dacă au dispărut împrejurările care au determinat luarea măsurii de protecție, iar în situațiile în care nu pot reveni în grija părinților, vor merge, dacă identificăm, la rudele copiilor sau persoane apropiate familiilor lor. Dar acești copii sunt acum în centru Holban pentru că nu am putut până acum să realizăm acest proces de reintegrare nici în grija părinților, nici în grija rudelor. Analizăm cu sprijinul HHC România să sprijinim acele familii din care am luat copii și care se află în Holban, să ajutăm să dispară acele cauze materiale care au determinat luarea copiilor în plasament rezidențial. Acolo unde a fost vorba de abuzuri, de neglijențe grave din cauza incapacității și abilităților părinților, nu vor putea pleca copiii acasă. De asta domnul director vă vorbea și despre alternativa asistență maternală pentru acei copii care nu pot reveni în grija părinților sau rudelor lor. Familiile de origine sunt reevaluate periodic, da. Și cum spunea colega mea, dacă la un moment dat cauzele pentru care au determinat plasamentul copilului într-o măsură, într-un centru, dispar, atunci familia este consiliată, eventual cu sprijinul unor asociații sau ONG-uri este sprijinită financiar să-și rezolve anumite probleme și copiii pot să meargă în familie. Dacă durează, e un proces de durată. Aveți dreptate, poate fi un risc. Adică noi nu vrem să forțăm aceste reveniri ale copiilor în familie, riscând ca lor să li se întâmple aceleași lucruri care au fost motive de intrare în sistemul de protecție. De asta procesele de schimbare în viața acestor copii trebuie să intervină nu forțate, nu repede, pentru ca și copiii și familiile în grija cărora vor ajunge să fie pregătiți și noi să fim pregătiți să monitorizăm evoluția lor. Asta, aplicarea planului de urgență, nu e într-un mod herupist. Se analizează fiecare cauză în parte. Și de asta domnul director spunea că este un proces aplicarea acestui plan. Știți că toți copiii din Holban acum sunt consiliați, au început consiliarea lor și vom continua, pentru a le explica că vor fi relocați în altă măsură, în altă parte și nu în acele case în care noi am obișnuit să înțeleagă că trebuie să se mute atunci când vor fi gata. Pentru că orice schimbare, în bine sau în rău, în viața unui copil, dar probabil că și în viața noastră de adult, intervine cu anumită temere, cu anumită emoție. Și noi încercăm să nu afectăm starea emoțională a copiilor prin schimbările pe care trebuie să le facem. Se pare că chiar trebuie să le facem. Înaintea schimbărilor majore pe care le-am pregătit cu grijă, atâta timp de când am început. La ora actuală copiii știu că vor pleca în aceste căsuțe de tip familial. Noi acum trebuie să lucrăm din nou cu ei, să-i consiliăm din nou, că o perioadă până vor fi gata acasă, vor trebui să se mute în altă parte. Deci, practic, de luni începeți procedura de mutare, da? Nu știu dacă chiar de luni. Deci, noi lucrăm cu copiii acum. Deci eu vă spun că ne-am stabilit așa un termen de maxim 5 zile în care să, în sistem rezidențial să putem să ducem copiii în alt centru. Dar știați din luna mai că nu veți mai avea autorizație din iulie. De ce abia acum se caută în 5 zile soluții deci să fie relocați? Deci vă repet, am primit decizia de retragere a licenței pe 4 iulie. Da? Pe 4 iulie. Vi s-a comunicat din mai de la control că nu veți mai avea prelungire pe acea autorizație de... Nu, ăla e un raport al inspecției sociale și nu este decizia de retragere a licenței. Decizia de retragere a licenței este actul administrativ care spune că acel centru nu mai are licență. Da. Ok. Deci, vă repet, am primit-o pe 4 iulie. De atunci v-am spus că am început să reanalizăm, să vedem relocarea copilului pe planul de închidere. Practic, care au fost neregulile pe care le-au găsit echipa de inspector pe care a mers acolo de s-a ajuns la propunerea de a închide centrul? Infrastructura. Vă spuneam că erau probleme de natură, de infrastructură. Mobilier învechit, uzat moral, spuneau ei spații insuficiente, da, asta pentru mine cu semnul întrebării. Lipsa unui kinetoterapeut, dar noi avem kinetoterapeut la un alt serviciu social care este tot acolo și avea atribuții să
aibă activitate și pe centru rezidențial. Cam astea sunt motivele. Menționam mai devreme că în centrele ce urmează a fi închise nu se mai fac absolut deloc investiții pentru că nu s-ar justifica. Care sunt acele centre? În afară de care se închid? Da. Toate centrele de tip clasic din județul Iași și ele enumăr. În Iași este vorba de centrul Rosetti, de centrul Buciu, de centrul Sfântul Andrei. În ceea ce privește centrul în... de aici Rosetti, am înțeles că și acolo a fost găsit niște nereguli și a fost aplicată o amendă. Mâncare expirată, mai precis. Din Rosetti, spuneți? Da. Sau... Da. Nu, a spus Sfântul Andrei sau... Nu, Rosetti. Rosetti a spus. Da, se pare că la blocul alimentar au fost găsite niște nereguli. Am văzut procesul verbal, da, este o amendă pentru, am înțeles, în depozitul de cartofi sau ceva de genul ăsta, o pânză de păianjen și niște iaurturi expirate. Cum se face că la centrul Holban s-a făcut solicitarea pentru planul de urgență fix cu o zi înainte de control? Mi s-a comunicat că directorul de la centrul Holban a solicitat către direcție implementarea acelui plan de urgență de care vorbeați exact cu o zi înainte de control. De pe 4 era decizia de închidere care v-a fost trimisă și controlul s-a făcut pe 13 sau 14. Și cu o zi înainte a venit solicitarea planului de urgență de la domnul director. A avut 10 zile în intervalul acesta. Între 8, da? Asta e treaba lui. A fost o coincidență că a fost fix înainte de control? Nu. Se știa că vin controle. Cred că el poate se să știa. Răspundă cel mai bine de ce a acționat așa. Oricum, noi eram toții pregătiți de începerea implementării acestui plan după ce găseam soluțiile potrivite pentru copii, având în vedere că o parte dintre ei învață în învățământul de masă, alții în învățământ special. O parte dintre ei trebuie să fie frecvent la terapii medicale de specialitate în unitățile sanitare din Iași și trebuie să ne îngrijim ca să avem posibilitatea să acceseze aceste servicii și mai trebuie să ținem cont și de prieteniile pe care și le-au încheiat între ei și modul în care încercăm să facem aceste grupuri pentru a-i reloca în spații prietenoase pentru ei cu grupuri de colegi cu care se înțeleg bine și cu care au învățat să crească. Foarte multe aspecte care trebuie să le luăm în considerare atunci când lucrăm cu un copil. Foarte.